Fără pace în Ucraina nu poate fi pace în Europa, a declarat Maia Sandu după întrevederea cu președinta Georgiei, Salome Zurabishvili. Republica Moldova și Georgia trec prin aceleași greutăți și este importantă solidaritatea împotriva agresiunii ruse. Aderarea la Uniunea Europeană este prioritatea ambelor state, susține președinta Sandu. Moldovenii și georgienii au aspirații europene clare, iar datoria noastră este să facem totul pentru a grăbi realizarea visului european al popoarelor noastre. Nu putem permite ca agresiunea și frica să învingă. Trebuie să facem totul pentru a restabili ordinea internațională bazată pe reguli. Agresiunea rusă împotriva Ucrainei a deschis calea spre aderarea la Uniunea Europeană, iar acum e foarte importantă solidaritatea cu poporul ucrainean, susține președinta georgiană, mai ales că și Georgia a avut un război cu Rusia în 2008. Europa a văzut adevărata fața Rusiei. Noi am trecut prin aceeași experiență, prin același război. Europa totuși s-a gândit atunci că Rusia poate fi un partener. Dar acum vedem cum se apără cu dăruire Ucraina. Și Europa nu vede doar Rusia altfel, dar și țările noastre. 10.000 de cetățeni ruși au fugit de înrolare în Georgia. Președinta Salome Zurabishvili susține că valurile de imigranți ruși sunt o provocare pentru guvernul de la Tbilisi și ia în calcul impunerea unui regim de vize.